ce urmează, mai reamintim și vouă încă o dată că de astăzi, 14 august, începe postul Adormirii Maicii Domnului, care va ține exact 2 săptămâni, da, până pe 28 august. Mai multe despre însemnătatea acestui post, despre importanța lui, ne va spune așa parohul bisericii din Cruglic Criulen, președintele Departamentului Culturii Mitropoliei Moldovei, domnul preotul Nicolae Ciobanu. Bună dimineața, bine ați venit la noi. Bună dimineața, bine v-am găsit. Așa, astăzi, cum am mai zis, 14 august începe postul Adormirii Maicii Domnului, care va dura 2 săptămâni până pe 28 august. Așa exact, este? Exact, așa este. Spuneți-ne, părinte, care este de fapt rolul, care este însemnătatea acestui post pentru fiecare creștin? Dacă spun eu despre semnificația postului, își pierde sensul concursului, pentru că vor cunoaște... Oricum, să au părerea lor. Dar îi rugăm ca ei să se inspire și, într-adevăr, să fie activi, să se implice în aceste răspunsuri. Adevărat? De fapt, fiecare dată postul este o perioadă de bucurie și postul ne apropie de Dumnezeu prin aceasta că îngerii nu au nevoie de hrană. Prin aceasta că primilor oamenilor Dumnezeu le-a poruncit să mănânce din tot ce era în Eden, în afară de un copac, un fruct, și iată, ei încălcând această poruncă, Dumnezeu vrea din nou să ne readucă în această treaptă a raiului, să ne facă desăvârșiți, să ne facă îndumnezeiți. Dacă zicem că este interzis să mâncăm anumite alimente, pe o parte avem dreptate, dar pe altă parte este greșit, fiindcă nu ar însemna că ceva din alimente ar fi spurcate sau ar fi interzise. Dar aceasta, în primul rând, ne-ar da voință, aceasta, în primul rând, ne dă curaj și arătăm și față de Dumnezeu și ne arătăm și nouă înșine că avem voință și avem putere și putem să birim virtuțele. Semnificația postului este să ne luptăm cu patimele, să ne luptăm cu răul de noi și încet cât încet să scoatem aceste patime, aceste slăbăciuni sau, dacă vrem, aceste deprinderi urâte. Și să ajungem la o treaptă de îndumnezire sau să ajungem la o treaptă a curățeniei. Acum recent priveam, ieri, alaltă ieri, știri la diferite canale televizate și nu mi-a plăcut deloc când jurnaliștii spuneau că iată se începe perioada postului și în aceste zile creștinii nu au dreptul să mănânce cu tare, cu tare, cu tare, nu au dreptul să bârfească, nu au dreptul să se certe. Parcă ar însemna că în celelalte zile li se dă perfectă dreptate și undă verde ca să se bârfească, să se certe și așa mai departe. Deci postul este ca să ne amintim de fiecare dată în această perioadă patru posturi pe an, dar și miercuri și vineri când postim. Și de fiecare dată să ne amintim că mai avem câte un cusur, că mai avem câte o slăbăciune și încet, încet să ne lăsăm de ele. Și care este, nu știu, specificul, dacă e să vorbim tocmai despre acest post, Adormirii Maicii Domnului? Este un post foarte ușor, chiar dacă după strictețe este strict, dar este ușor că este scurt. Este ușor că este vară, sunt atâtea fructe, atâtea legume, mai ales că în ziua de 19 avem august... Avem și dezlegări? Da, în ziua de 19 august, atunci când sărbătorim sărbătoarea schimbării la fața Domnului Hristos, se dezleagă la mâncare din pește, adică un pic ne mai întărim, fiindcă peștele la fel ar fi o mâncare așa mai constantă, mai sățioasă, da? Și vă zic, care dorește să postească, practic nu simte acest post, fiindcă chiar este foarte ușor. Pe lângă curățirea trupului, în primul rând ne curățim sufletește. În primul rând mintea noastră se curățe, în primul rând ne apropiem către Dumnezeu, fiindcă postul ar trebui, normal, să fie însoțit cu rugăciunea, ar trebui să fie însoțit cu fapte de milostenie, ar trebui să fie însoțit cu ajutorarea bătrânilor, copilor, orfani, necăjiți și așa mai departe. Într-un cuvânt, fapte bune, dar am vrut chiar să enumăr ce fel de fapte bune. Și atunci să știți că postul și are rost. Mai ales că în duminica precedentă, în cadrul Evanghelie din Sfânta Liturghie, am auzit cum Hristos spune că acest neam de diavol iese numai cu postul și cu rugăciune. Adică postul însoțit cu rugăciunea și faptele bune este și, dacă vreți, salvarea o dezbatere noastră, de la lucrurile diavolești. Și dacă vreți, este și o păzire de nelucirea diavolească, de vicleni. Așa că străduiți să promovați postul și m-aș bucura foarte mult ca în perioada postului, aici în platou, când dumneavoastră pregătiți bucate, să pregătiți bucate de post. Când vom reveni deja la bucătăria noastră, cu siguranță vom pregăti și dacă ne vom afla în perioada postului, bucate de post. Vreau să vă mai întreb, copiii, de la ce vârstă ar trebui să țină post? De când sunt conștienți că pot face aceasta? Să nu facă formal. Să nu fac că părinții le spun aceasta și să facă din silă.
Chiar dacă ar face aceasta, oricum ar fi o deprindere și oricum aceasta este o educație. Dar de când sunt conștienți cât este post și aceasta o faci pentru sufletul tău și aceasta o faci că este poruncit de Dumnezeu, de atunci trebuie să postești. Dacă m-ați întrebat de vârstă, copiii mei, începând cu 3-4 anișori, postesc. Chiar vreau să vă întreb, da, cum sunt respectate posturile în general în familia dumneavoastră mare, frumoasă, inclusiv și acesta la dormirii Maicii Domnului? Da, dacă postul este mai lung, noi copiilor mai mici, că avem copil de 2 anișori, 2 ani și jumătate, sigur că preparăm terciuri din lapte, așa periodic, dar începând cu 4 anișori, fiindcă avem un copilaș care în noiembrie va împlini 4 anișori, era altul de 14, deci se postește împreună cu tatăl și mămica. O tradiție foarte frumoasă. Foarte frumoasă și trebuie respectată, aș spune, că ar trebui să o respectăm și noi. Și ar trebui să fie un model și un exemplu. Și dacă vreți, aș vrea să îndemn chiar vă rog, un îndemn pentru telespectatorii noștri. Atunci când mergem la diferite mese și suntem puși în situații, fiindcă suntem invitați, mai sunt și mâncare din fruct și noi ne rușinăm. Suntem puși în situații ca să mâncăm. Hai, dar de ce să nu fim pentru ei o lumină? De ce să nu fim pentru ei un model și să arătăm cu uite, se poate de postit? Fiindcă eu personal m-am convins, la orice masă la care aș merge, neapărat se găsește și mâncare de post. 100%, fie sunt salate, fie niște legume, oricum se găsește mâncare de post. Poți să te reții numai a mânca mâncare de post care este pe masă și în felul acesta ai venit ca o lumină pentru cei din casă. Dacă vreți, nu te simți rușinat, dar rușinezi pe cei care te-au invitat și de tine la masă. Adevărat, te simți și tu mai bine. Și te simți și față de tine, dar și față de Dumnezeu și nu ai smintit pe cineva, fiindcă Sfânta Scriptură foarte mult condamnă pe cel care smintește și spune că mai bine și-ar lega o piatră și s-ar arunca mare decât să smintească pe cineva. Așa că vă străduiți, dragii noștri, să fiți un model pentru toți din jur, vă străduiți, postiți, în primul rând, pentru dumneavoastră, nu de ochii oamenilor, fiindcă acum, în ultimul timp, este cam o modă să ne lăudăm că noi postim. E un trend, da? Da, dar în aceasta nu trebuie să o facem, fiindcă așa sunt timpurile, dar trebuie să o facem fiindcă așa ne cere Scriptura, așa ne cere Dumnezeu și aceasta ne ajută pentru a ne înălța către Dumnezeu. Noi vă mulțumim mult pentru această iluminare spirituală, mai întâi de toate. Vă mulțumesc și eu foarte mult și vreau să vă zic că acest post este foarte important, este unul dintre 4 posturi peste an, chiar dacă este cel mai scurt, este unul dintre cele mai importante și acest post este cel care ne pregătește ca să ajungem curați, luminați la sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, atunci când Preasfântă Născătoare de Dumnezeu a fost mutată către Fiul Său în Împărăția Lui Dumnezeu, în Împărăția Cerurilor. Acest post, ca și toate posturile, ne îndeamnă să ne mărturisim, să ne împărtășim și să ne străduim, să fim mai buni, nu numai în perioada postului, dar de acum încolo. Iată, de acum încolo cel care fumează să-și lase țigara și să străduiască să o înlocuiască, de exemplu, cu o virtute oarecare. Și iată, de acum încolo să ne străduim să fim mai buni. Accentuez că nu numai în perioada postului trebuie să fim mai buni, dar de acum încolo să ne înlocuim, să ne facem altfel, să ne facem așa cum Dumnezeu ne dorește. Astfel ne vom putea schimba spre bine, da? Sperăm ca toți să devim bun și sperăm și mai milostiți și mai smeriți unii față de ceilalți. Vă mulțumim încă o dată și vă mai așteptăm la noi și cu alte ocazii, cu începerea altor posturi. Doamne ajute și bucurie!